Adică hoșcheal Deniz. Hoșcheal Deniz înseamnă... Spune mulțumim. Imediat. Da, întrebările pentru drăgului. Mulțumim, te știam eu pe asta, teșechiuler. Teșechiuler. Teșechiuler sau teșechiuler, nu? Da, da. Așa. E, bună dimineața. United. Și continuă, bună dimineața și seara. Ia, bună dimineața. United e bună dimineața, Merhaba, bună ziua. Și seara e Iacșamlar. Ce mai vreau să spun, te iubesc, bineînțeles, dacă vreau, pentru o paică frumoasă. Senise Viorum. Să ni se fierăm pentru domnii amatori. Și pentru doamnele... Și stai un pic, doamnele nu trebuie să fie amatori, trebuie să fie profesioniste. Și pentru doamnele profesioniste. Ce mai era? Mai era ceva interesant, să întrebăm de o bere, cum cerem o bere, dacă e pe limba turcă și dacă ne luăm cumva un doner kebab sau shish kebab, să vă povestesc eu acum care e diferența, să știți care e carnea de pui, de vită, ne spune colega acum. Bere e cel mai ușor cuvânt, seamănă foarte mult cu cuvântul meu, adică bira. La kebab, puiul e tavuk, vita sau, da, este dana, sau la kebab o să fie doner. Și atât, că porc nu prea folosesc ei. Pornau. Pornau. Pornau, mai aveți cuvinte de întrebat în limba turcă? Mic lexic, atâta tot cât ne este necesar. Să trecem la partea culinară atunci, că... Despre poți, zici că toate lucrurile sunt foarte interesante și să puneți... Stai că zic poți, să mă gândesc... Despre tu că inima... Da? Să vă povestesc un pic de partea culinară. Da, Costel Preanu, zici fiecare povestesc. Facem un rezumat. Ne facem între noi. Colegul meu povestea de partea vânătorească, pentru că nu mănâncă... Porci mistreți au devenit tot mai grea și mai lăptuși. Și atunci mulți vânători vin aici să vâneze trofee importante. N-am știut-o, nici dumneavoastră, aflăm acum. Partea de papa, că tot e de dimineață și poate unora le era foame să vă fac poftă de mâncare. Se pare că mâncarea nu s-a schimbat foarte mult față de Imperiul Otoman. Ce se întâmplă? Noi gândim acum unde mergem noi la hotelurile din Antalya sau Bodrum cu șadase marmari, cu serviciile de all-inclusive sau ultra-all-inclusive, cu mesele astea lungi, bogate și cu foarte multe varietăți de mâncare. Noi ne referim acum la partea turcului de rând. Mâncarea de bază a turcilor este pilaful, făcut din orez. Și culmea, pilaful nu este o garnitură, ci este felul principal al mesei. În momentul în care se servește pilaful carne, carnea este considerată garnitura pilafului respectiv. De asemenea, au câteva mâncăruri comune cu grecii, se tot ceartă, care și cine le-a inventat. Nelipsitul meze, care se găsește și în Grecia și aici în Turcia. Meze înseamnă un platou cu aperitive reci. Se poate găsi de la brânză, măsline, salată, până la salam, cârnăciori și așa mai departe. Apoi, se mai ciondănesc ei pe baclava. Cataiful, de asemenea. Orezul cu lapte, care se numește? Sutlaci. Sutlaci, că am mâncat acum și nu știam cum să-i spun. Sutlaci, orez cu lapte, de asemenea foarte, foarte bun. Carnea a fost considerată pentru ei un lux, în special miei de lapte. Ei mănâncă vită, mănâncă pui și miei aceștia de lapte, fiind considerat un lux și totodată se găsesc foarte, foarte greu, sunt un pic mai scumpi. Diferența între doner kebab și shish kebab ar fi în felul următor. Donerul, ca să înțelegeți noastră mai pe românești, este tradițională deja a noastră shawarma. Adică există carnea marinată, iar apoi e pusă la rotisat pe o suliță din asta verticală, se pușe verticală, la foc deschis, iar apoi carnea se servește în sub forma unui sandwich, în pită sau dacă nu în chiflă. Diferența față de shawarma noastră din România ar fi că ei nu folosesc cartofii prăjiți. Se pune carnea, se pun toate celelalte ingrediente de la roșii, castraveți, varză și așa mai departe, mai puțin cartofi prăjiți. Bine, pentru turiștii de rând și pentru cei gurmanzi există și această posibilitate, în schimb ei nu mâncă cartofi prăjiți. Și kebabul, în schimb, sunt bucățele de carne ca niște frigăroi puse pe bețe de lemn sau metal,
și puse pe, pe grătar. Asta este diferența între doner kebab și shish kebab. Marea majoritate a lor, fiind o țară majoritar musulmană, mănâncă carnea halal. Halal nu este un tip special de carne, ci animalele din care provin carnea respectivă sunt sacrificate după un obicei străvechi. În momentul în care sunt sacrificate, se fac și rugăciuni, de aceea este această carne halal, carne cumva sfințită, exact cum au în Israel mâncarea tip kusher. Eu am fost în Israel și în avion mi-au servit sandwich-ul din avion care era sfințit cu nu știu ce rugăciune. Era un bilețel că autentifică că acel sandwich era kusher. Era numele rabinului și rugăciunea făcută. E, așa la ei, tipul de carne halal, v-am spus, un mod de a fi sacrificat. În afară de partea aceasta pur carne și ce-am povestit mai devreme, ei mai iau tot felul de legume umplute, de la roșii umplute, ardei umpluți, până la viță de vie umplută. Noi numim sărmăruțe în foi de viță. Ei numesc domla acest tip de sarmale, spunem noi, domla. La dulciuri v-am spus baclavava, cataiful, orezul cu lapte, iar ca băuturi, caimac cu capa, este un tip de smântână închegată, care de obicei se bea după desert, să mai ia un pic din dulceața deserturilor turcești, în special că marea majoritate se fac cu multă miere, multă nucă. Apoi există ayranul, de care ați auzit și dumneavoastră, este un iaurt un pic diluat, iaurt gras, de obicei de oaie, diluat cu apă, de obicei se servește în combinație cu doner kebabul, iar ca băuturi alcoolice, în vremuri străvechii turcii, fiind musulmanii, nu aveau astfel de obicei, în schimb, în zilele noastre s-au dat pe brazdă, au descoperit alcoolul, iar băutura lor tradițională, de asemenea, se bat cu grecii, ei spun rache, grecii spun uzo, este cam același lucru. O băutură pe bază de anason, aromată și cu un gust mentolat. Cu siguranță știți și din Grecia și de aici, dacă se pune un pic de apă, băutura devine lăptoasă, tulbură la culoare. Unora le place foarte mult, altora nu prea le place. Este interesantă, dacă nu ați gustat niciodată, să luați o sticluță, cu siguranță veți găsi magazinele de suveniruri. De asemenea, pe lângă aceste băuturi, ei beau foarte mult ceai negru. Marea majoritate înlocuiesc cafeaua cu ceai negru, dar și cafea turcească. Și toți au auzit cafea turcească, ce e aia? Nu este un tip anume de cafea, ci este o modalitate de a prepara cafeaua. Și este o modalitate foarte, foarte complicată. Trebuiesc ustensile ca lumea, așa nume, un ibric, o linguriță și o sursă de foc. Cafea noastră la ibric. Diferența e că ei fac cafea mult mai tare. Spun ei că pun la o ceșcuță de cafea în jur de două linguriță și jumătate de cafea diluată, pun două linguriță și jumătate de cafea pudră în ibricul respectiv. Iar ei au un proverb pentru cafea. Ei spun în felul următor, cafeaua trebuie să fie neagră ca iadul, tare ca moartea și dulce ca dragostea. Frumos, din partea lor. Acum noi avem vorba să stea lingurița băț în cafea, când vrem să fie cafea tare, fiecare cu tradițiile și oficiile lor. Ca să fie ca